Bună dimineața și bine v-am găsit aici pe Startup.ro. Eu sunt Vlad Andreescu, iar astăzi vom discuta cu unul dintre startup-urile cele mai interesante de aici, de pe piața locală, care activează în zona de Industry 4.0, Industry 4.0, ca să spun așa, și vom explica ce înseamnă asta. E vorba de K-Factory. I-am alături de mine pe cofondatorii acestui startup, Adrian Dima și Vlad Kazan. Bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Uite, eu am spus să activați în zona aceasta de digitalizare, automatizare a industriei. Și înainte de toate, înainte să povestim despre voi, despre ceea ce faceți, hai să descriem pe scurt oamenilor ce face K-Factory. În primul rând, mulțumim, Vlad, pentru invitație. Vorbim cu plăcere despre Industry 4.0, ce face K-Factory, cum creștem de la o zi la alta ca un startup. Practic, K-Factory este un startup, așa cum ai spus și tu, de Industry 4.0. Pe scurt, ce facem? Ajutăm companiile de producție să își digitalizeze fluxurile de producție în vederea creșterii performanței și productivității. Practic, prin digitalizare, ajutăm companiile de producție să își crească eficiența. Lucru care, în principiu, este pe agenda, este în top, să spunem, trei priorități pe agenda oricărui manager de fabrică. Am înțeles. Ați avut un parcurs destul de intens în ultimii ani. Ați crescut, ați luat și investiție. Vreau să vă întreb unde sunteți în momentul de față, în 2022, și care sunt obiectivele pentru acest an? Suntem pe un parcurs de creștere accelerată. Suntem mândri de faptul că suntem primul startup de Industry 4.0 care a reușit să închidă două runde de investiție. Am închis o rundă de investiție în 2020, în plină pandemie. A fost o rundă pre-seed și anul acesta, la început, în februarie, am anunțat a doua rundă de investiție, reușind până acum să luăm o investiție în total de aproximativ 850.000 de euro. Ce aș mai spune este că în ultimul an am avut o creștere foarte bună, spunem noi. Am înmulțit cu 5 baza de clienți și MRR-ul, pentru că în zona de startup-uri se vorbește foarte mult de MRR și de cum poți crește accelerat. Și iar în acea de-a doua rundă de investiții s-au alăturat primilor investitori din runda întâi, SIF Transilvania și Fortech Investment, o premieră, pentru că SIF Transilvania este primul fond de investiții tradițional, să spunem, private equity, care intră în zona de startup-uri și noi suntem primul startup care a convins un fond ca SIF Transilvania să investească în noi, și doi, Fortech Investment, fiind lead investor, are o importanță mare, evident, dar și mai mare are importanța faptului că sunt o firmă de software, înțeleg piața în care ne aflăm și au și o experiență în Germania cu preponderență, lucru care ne va ajuta. Deci, practic, astea sunt două lucruri importante de spus pentru runda 2. Evident, din partea Sparking Capital am obținut un follow-on, lucru care ne onorează, înseamnă că ce am făcut după prima rundă, ei fiind lead investor în prima rundă, ce am făcut a fost ok și au continuat să investească. Menționai de faptul că ați avut o creștere accelerată. Vreau să vă întreb și cum s-a schimbat, practic, echipa K-Factory după aceste investiții? Cum arată echipa voastră în momentul de față? Cât de mult ați extins-o? De câte ori aud întrebarea asta, știi, îmi vin în minte momentele de început, care nu sunt chiar așa de departe, în care eram doar eu cu Vlad și eram în faza aia prin care trece orice startup, Valley of Dead, știi? În care pui banii personali, efortul personal și toată lumea, inclusiv familia, spune că ești nebun și că mai bine trebuie să faci ceva în care scoți bani, nu din
din lucruri care par așa la distanță. E, de la acel moment n-a trecut foarte mult timp și uite că am reușit să creștem echipa, nu foarte mult, în continuare suntem o firmă mică, cred că suntem 10 oameni acum, dar de ce sunt mândru e că am reușit să creăm o structură diversă, bazată pe merit și care este împrăștiată pe 3 continente deja. Știi, de multe ori se face apel sau sunt companiile în general mari care se mândresc de diversitatea echipei, știi? Dar sunt niște lucruri care țin de strategie și sunt gândite să merge în direcția asta. Eu sunt mândru de faptul că plecând de la merit și de la meritocrație, care în cazul unui startup este critică, am reușit să strângem alături de noi o echipă întinsă pe 3 continente și care este foarte bună, de care sunt mândru. Și vom continua să creștem. Uite, pentru că, Adrian, tu menționai de faptul că toată lumea v-a spus că sunteți nebuni și probabil că foarte mulți fondatori au auzit lucrul acesta, mai ales dacă aveau experiență anterioară în business, aveau niște joburi bune. Înainte să intrăm un pic în detaliu despre cum funcționează K-Factory, vreau să vorbești despre experiența voastră înainte să începeți acest parcurs cu K-Factory. Păi, am câteodată sentimentul și cred că așa și e una peste alta, că toată experiența pe care am avut-o înainte și personală, dar și de business ne-a pregătit pentru ce a urmat. Chiar dacă nu ne-a fost clar la momentul în care s-au întâmplat niște lucruri, ce output urma o să aibă. Eu, de exemplu, sunt tare mândru de povestea mea că dintr-o întâmplare am ajuns la 14 ani să mă apuc de dezvoltare IT. Liceu unde am dat la clasă de IT, de informatică pe vremea aia, pentru că aveau cel mai mare teren de fotbal pe care îl văzusem pe vremea aia. Și rămânând pentru terenul de fotbal, s-a lipit de mine și flama asta a programării datorită unor profesori extraordinari pe care am avut și care, culmea, au fost în mediul ăla doar pentru câțiva ani de zile, pentru că după aia au plecat, n-au rămas în școala românescă. Apoi primul meu job pe bani a fost în producție și iarăși o experiență de care sunt mândru, pentru că practic am dezvoltat software pentru monitorizare și control de cuptoare industriale pentru cel mai mare producător român și am implementat software-ul ăsta în zeci de fabrici românești. Am apucat practic imediat după ce am terminat facultatea și în anii în care n-aveam niciun fel de, nu știu, să spun așa, obligații acasă. Timp de 4 ani și ceva am stat câte 7-8 luni prin delegații, prin țară. Și am apucat să văd fabricile pe interior, să înțeleg ce se întâmplă chiar în shop floor. Exact lucrurile care, uite, acum s-au întors. Ce îmi place mie să spun că am fost implicat sau am scris soluția IoT before it was cool, știi, înainte să existe denumirea de IoT. Simțind după asta nevoia să merg mai departe, pentru că să fii IT-ist într-o companie care nu are profil de IT, la un moment dat începi să te simți singur. Am trecut spre un integrator IT și încet, încet aici mi-am căpătat experiența de enterprise IT. Am fost implicat și am condus o echipă de implementare de ERP pentru un partener mare, Microsoft, și iarăși a fost o experiență foarte bună. Ulterior am trecut în zona de sales și business development, apoi 100% în modul de antreprenoriat, care trebuie spus că în România îți oferă o șansă unică să iei atâtea țepe și să poți să te dezvolți așa de repede ca în război, ca medicina în timp de război, cum se spune, știi? Și lucrurile astea toate au contribuit la formarea mea ca antreprenor în Key Factory și m-a ajutat pe tot ceea ce sunt acum. Pentru toate acestea există cuvântul reziliență. Reziliență, exact. Exact. Vlad, la tine cum?
Da, cum zicea și Adi, nu e nimic întâmplător sau nu cred că e nimic întâmplător în toată povestea noastră. Și bă, eu am avut primul job într-o fabrică. Am fost administrator de rețea la o fabrică de mase plastice din București și a fost un job part-time pe ce am văzut cum funcționează o fabrică din, să spun așa, din tinerețe, din vremea facultății. Apoi, mă rog, după ce am absolvit facultatea de cibernetică, eu nefiind atât de pasionat de programare, am mers către un drum îndreptat către business development, vânzări, ajungând la un moment dat, cred că acum aproape 10 ani, să fiu coleg cu Adi din compania de care vorbea, ocupându-mă la vremea respectivă de vânzări în verticala de manufacturing, deci tot pentru zona de producție. Așa am acumulat experiență, apoi am trecut printr-o multinațională, m-am ocupat de proiecte mai mici sau mai mari la nivel global în ultima perioadă, de cyber security, connected cars și așa mai departe. Ce e de spus este că am căutat întotdeauna o zonă nu confortabilă, apropo de nebunia asta, știi, să te apuci să fii antreprenor după. E o chestie și cât de confortabil vrei să fii sau dacă vrei să înveți sau nu. Inclusiv Adi n-a mai menționat, dar noi ne-am luptat, ca să zic așa, și în zona de ONG-uri. Am fost implicați într-un ONG, Civic Alert, Adi a avut mai multe ONG-uri. Deci, practic, am văzut cum se face, ONG-ul fiind oarecum un startup. Dar diferența majoră este că n-ai nicio resursă. Acolo nu ai bani, n-ai investitori, eventual niște donații sau niște oameni care te ajută ori voluntar. Și aici am avut o experiență foarte bună cu studenți, am avut studenți voluntari, am lucrat cu ei. Și acum câțiva ani de zile, Adi a venit cu ideea, uite, avem oportunitatea asta, hai să vedem cum putem să folosim tot ce am învățat până acum, bine evident, și să ocolim greșelile din trecut. Și iată-ne astăzi cu efectorii. Uite, pentru că povesteam așa pe scurt și ați spus și voi ceea ce faceți la Key Factory. Și știu că se folosiți termenul de inginer virtual. Și hai să intrăm așa în fabrică. Am o fabrică, nu eu, dar să zicem că aș avea. Nu știu la ce m-ați putea ajuta, pentru că nu mă pricep cu IT-ul, nu știu exact, am mai citit lucruri. Ce mi-aduce mie, ca owner de fabrică, un inginer virtual creat de voi, practic, o implementare de la Key Factory? O problemă pe care o au absolut toate companiile este că au adoptat în timp sisteme IT. Aici nu vorbesc doar de companii de producție. E clar că focusul nostru e producția, dar e o poveste care poate fi replicată peste tot. Faptul că o companie de producție, în cazul nostru, are nevoi și de obicei nevoile sunt complexe, procesele sunt complexe și multe într-o fabrică, vine și își acoperă nevoile cu cât un sistem. Nu știu, în zona de financiar-contabilitate, normal, o soluție de tip ERP, apoi echipa de mentenanță are o problemă și băieții se descurcă și cu ceva, o soluție sau ceva scris intern pentru că se întâmplă, colegii din calitate la fel. E, și vine un moment în care dacă te dai în spate ca manager de fabrică și te uiți în jur, descoperi că numărul de ore pe care le petreci cu colegii dând vina unul pe altul sau încercând să afli ce s-a întâmplat într-un loc sau legat de o anumită problemă, devine din ce în ce mai greu de identificat. Și este un paradox, pentru că ai o groază de soluții IT, toată lumea spune că e digitalizată, dar în realitate problemele cresc. Mai mult, sunt diversi producători de echipamente industriale care vin cu tot felul de soluții, IoT, dau tot felul de informații și ei nu fac decât să crească complexitatea înțelegerii problemelor pe care le ai.
Ăsta este avantajul nostru. Venim și din business și, în general, discuțiile cu clienții noștri nu sunt despre IT. Sunt despre problemele lor și despre cum putem să-i ajutăm și păstrăm discuția la un nivel de business. Nu mergem în zona de tehnologie decât târziu și doar cu cei care sunt acolo. Noi ce le propunem? Le spunem, băi, vedeți că vă dăm un coleg al vostru, un coleg care, fie vorba între noi, devine din ce în ce mai greu de găsit, o problemă fantastică în 100% din companiile din toată lumea, în zona de producție, este că nu mai găsesc oameni calificați, specializați. Și mai mult, venind și valul ăsta de digitalizare, oamenii trebuie să aibă și competențe digitale, din ce în ce mai greu de găsit. Iar generațiile tinere nu mai sunt atrase de lucru în fabrică, în gălăgie, în ulei, în praf, cu diverse pericole. Și noi, mesajul nostru ăsta e, vă aducem un coleg virtual care se conectează la sursele voastre de date, care înțelege ce aveți voi acolo în landscape-ul vostru, în peisajul vostru IT, și apoi vă vine cu recomandări. Vă înțelege problemele și vine cu recomandări. În ciuda faptului că de multe ori lucrurile pot părea diferite în fabrici, în realitate procesele în proporție de 90% sunt asemănătoare. Sunt aceleași probleme repetitive și soluțiile sunt cam în aceeași zonă. Deci, practic, noi le oferim un coleg virtual care îi ajută să-și rezolve probleme, să-și înțeleagă mai bine nevoile la nivel de fabrică. Menționai de faptul că într-un fel sau altul problemele sunt cam aceleași și voiam să ajung la această tematică. Cât de personalizabile sunt soluțiile pe care le oferiți voi și cât de mult trebuie să le schimbați și să le adaptați în funcție de specificul fiecărui client prospect? Este 100% o companie de produs. Asta înseamnă că nu facem servicii separate pentru un client sau altul și că tot feedback-ul pe care îl înglobăm de la clienți îl înglobăm în produs sau, dacă nu face sens pentru toți clienții, refuzăm să-l integrăm, cu riscurile care pot decurge din refuzul ăsta. Deci, cred că am găsit după niște ani de business și după business pe care îl înțelegem foarte bine în fabrici, am reușit să găsim o cale de mijloc și am reușit să acoperim mare parte din fluxurile standard. Iar clienții recunosc lucrul ăsta. Reușim să-i aducem într-o zonă de numitor comun care este valabil în toate fabricile pe care le abordăm și cu produsul nostru. Deci, practic, nivelul de dezvoltare este zero pentru clienți noi, pentru ceva specific pentru client, și, practic, prin configurări reușim să configurăm produsul în așa fel încât clienții să beneficieze de valoarea lui la maxim. Mai mult, prin abordarea asta, reușim să reducem foarte mult și timpul de deployment. Adică dacă doar configurăm și nu trebuie să mai dezvoltăm ceva, lucrurile se duc în zone de zile sau săptămâni. Apropo de asta, cât de deschise sunt în momentul de față, vorbim de 2022, companiile industriale să se digitalizeze și cât de dificil e procesul de vânzare? Pentru că mă gândesc că până la implementare, pe care o mânuiți bine, procesul de vânzare poate fi lent. Da, legat de deschiderea companiilor de producție vis-a-vis de digitalizare și de transformarea digitală, pot spune că sunt din ce în ce mai deschise, cumva forțate și de ce se întâmplă în jurul nostru. Da, am avut o criză, o pandemie care ne-a forțat cumva să trecem online. Dacă acum, și asta o spun de fiecare dată când am ocazia, acum 2-3 ani de zile nu puteam propune un meeting online unei fabrici, pentru că nu exista conceptul de online meeting. Fabricile, aș face o paranteză, industria de producție este una dintre cele mai nedigitalizate industrii, asta conform studiilor și asta o vedem și noi în fiecare fabrică pe care o vizităm. Aici e o oportunitate pentru noi, pentru că este o piață foarte mare în fața noastră,
Doi, odată cu toate schimbările din ultimul timp și toate crizele suprapuse de materie primă, energie, toată lumea a început să se uite la digitalizare foarte atent. Și fabricile, evident, se uită la digitalizare și sunt din ce în ce mai deschise. Este clar că, exact cum a spus Adi mai devreme, sunt soluții, mulți sunt obișnuiți să cumpere soluții custom-made. Vreau să vii să-mi dezvolt ce vreau eu. Și atunci s-a născut o întreagă industrie de custom development pentru fabrici. Fabricile sunt acum în postura de a avea multe soluții in-house, dezvoltate custom pe tehnologii vechi și așa mai departe. Asta iar este un moment bun pentru că se schimbă tehnologia de tip nou. Vorbim de machine learning, de artificial intelligence, de IoT. Lucruri care vin peste tehnologia de tip vechi, da, modul standard de a face proiecte. Și e clar că oameni că sunt există un interes din ce în ce mai mare. Există și o reticiență legată de bugete, de exemplu, da. Până acum s-au investit și sunt cazuri destul de multe de proiecte eșuate, să spun așa. Da? Am investit sute de mii sau milioane de euro. Fabricile, după ce au trecut, sau orice companie, după ce a trecut printr-un astfel de proiect care a eșuat, are oarecare reticență. Vorbim acum de un lucru care nu mai e nou în industria IT, de cloud. Fabricile... De-abia acum încep să înțeleagă beneficiile trecerii la cloud. Încercăm să explicăm că în cloud este mult mai secure decât on-premise. Se întâmplă niște lucruri legate de în zona de cyber security, da? Ransomware. Avem doi clienți care au trecut prin asta și soluția noastră a fost singura care a rămas în picioare pentru că nu era în infrastructura clientului care a fost afectată. Deci există, sumarizând, există un interes din ce în ce mai mare, dar procesul de vânzare încă este, să spun așa, fragmentat de ce spuneam, reticență la nou, reticență la schimbare, reticență la lucru cu start, la a lucra cu startup-urile și asta încercăm să explicăm. Startup-urile sunt dedicate inovației în orice domeniu, în domeniul în care activează și companiile ar trebui să fie mult mai deschise să lucreze cu startup-uri și să inițieze proiecte pilot, să fie mai deschise la inovație. Este un proces, să spun, ongoing. Și sunt convins că în câțiva ani de zile fabricile vor avea un nivel de digitalizare mult mai avansat pentru că și aici viteza crește și de adopție și de și în zona de dezvoltare de noi tehnologii și inovații. Pentru că menționai de acele proiecte pe care au făcut poate unele fabrici, care au costat foarte mult, care nu au avut rezultatele dorite. Și voiam să vă întreb cum funcționează produsele K-Factory ca serviciile cloud obișnuite pe bază de abonament pe care îl plătesc, e un one-time payment, cum colaborați? Asta este un alt element de noutate în zona de producție, să spunem. Venim cu un software as a service. Da, practic, tot ce livrăm, tot serviciul sau toată platforma K-Factory este livrată către client ca serviciu. Avem și aici... Există iar o discuție de CAPEX versus OPEX. În ultimul timp, zona de investiții sau bugete pentru investiții s-a diminuat sau în anumite cazuri a dispărut complet. Deci ajută foarte mult să vii cu astfel de abordare. Pe de altă parte, trebuie explicat ce înseamnă cloud, ce înseamnă pe bază de abonament. De ce este bine să contractezi un abonament, un serviciu, un software as a service, ca serviciu, pentru că îți muți practic riscurile. Da? Nu faci o investiție inițială foarte mare, iar după un an de zile vezi că proiectul nu funcționează sau sistemul pe care l-ai cumpărat
sau pe care l-ai implementat nu servește, nu te ajută în activitatea de zi cu zi și nu îți rezolvă problemele pe care tu ai crezut că le rezolvă atunci când l-ai contractat. Deci, practic, există un avantaj major din punctul nostru de vedere. Iar faptul că este în cloud, faptul că altcineva are grijă de infrastructură, are în contract niște clauze foarte clare legate de disponibilitatea serviciului și așa mai departe, asta iar mută riscul de la tine, din curte, să spun așa, către furnizorul de soluție. Încă vedem fabrici care consideră că ar trebui să-și cumpere servere, că trebuie să-și le pună într-un data room, care evident nu este aliniat cu, în unele cazuri, cu niciun best practice. Trebuie să angajeze oamenii care să menteneze infrastructura respectivă și ajung la un cost foarte mare. Și aici cred că zona asta de software as a service în manufacturing va lua amploare. Se vorbește în afară de factory as a service sau utilaje, equipment as a service. Deci, practic, toate lucrurile o să fie închiriate la un moment dat într-o fabrică, de la oameni, prin leasing de personal, echipamente, servicii IT, servicii de curățenie și așa mai departe. Deci, lucru care va schimba destul de mult industria. Dar, cum spuneam, este un proces de schimbare și se întâmplă ușor, ușor. Hai să vorbim și despre partenerii voștri. Care sunt cei mai mari clienți pentru K-Factory? Cei care pot fi menționați, bineînțeles. Și dacă puteți să dați așa, măcar un gust al modului în care folosesc tehnologia voastră și ce impact a avut pentru ei. Aș menționa întâi industriile și apoi o să mă dau niște exemple de clienți care sunt de foarte mult timp cu noi și care au avut beneficii. Noi am început în industria de automotive acum câțiva ani de zile, a fost prima industrie abordată. Am avut noroc, aș putea spune, pentru că automotivul e o industrie complexă, procesele de fabricație sunt destul de avansate. Există o presiune pe capacitatea de producție, trebuie să livrezi just in time, calitatea cerută de companiile care de producătorii de auto este foarte, să spun așa, controlată drastic și așa mai departe. Deci o industrie unde am învățat foarte mult, automotivul ne-a învățat foarte mult. Ușor, ușor am ieșit din industria, nu, n-am ieșit, am mers către alte industrii, practic. Asta a fost parte din strategia noastră, să arătăm că putem digitaliza orice fabrică din orice industrie. Și am mers către industria textilelor, injecție de mase plastice, procesare de alimente, băuturi alcoolice și non-alcoolice, lactate. Deci, practic, am abordat foarte multe industrii și am arătat că soluția noastră este retabilă la orice companie de producție. Revenind, pot să dau un exemplu de client care este de foarte mult timp cu noi și cu care am testat multe lucruri, am dezvoltat de-a lungul timpului o relație, să spun așa, win-win, învățând și noi de la el și el de la noi. Este vorba de Gignosag, o companie cu acționariat local. Aici aș face o paranteză, încurajăm susținerea companiilor cu acționaria locală, ce s-a început ca program Made in Romania, și aici ar trebui să învățăm să lucrăm unii cu alții, da? Companii românești de producție, de exemplu, să se uite mai mult la companiile sau startup-urile de Industry 4.0, cum este și K-Factory. Gignosag e o poveste frumoasă pentru noi, pentru că au adoptat toată platforma ușor, ușor, n-a fost dintr-o dată, dar am ajuns să avem acolo și K-Factory Core, Analytics, am dezvoltat un sistem de Smart Andon, avem inclusiv inginerul virtual și avem în momentul de față rezultate notabile. Ce aș spune sau ce i-a diferențiat față de ceilalți clienți, o deschidere foarte mare la nou. Au vrut să testeze, să înțeleagă cum îi ajută tehnologia,
Au avut încredere în noi, asta a trebuit să le suntem recunoscători și le mulțumim de fiecare dată când avem ocazia. Și e mai rar să vezi o companie cu acționariat local atât de deschisă la nou, la tehnologie, la digitalizare, la optimizare. Și evident că au obținut beneficii destul de însemnate în ceea ce privește optimizarea proceselor, controlul proceselor de fabricație și așa mai departe. Inclusiv auditurile de la Dacia care vin către ei cuprind partea de Key Factory, însemnând că sunt puse în procedura de audit și iau puncte suplimentare inclusiv la certificare IATF. Cred că asta e un lucru important ce pe care menționezi tu. Evident că ne dorim ca startup-urile să fie globale, să lucreze pe mai multe piețe, asta vă doriți și voi. Dar dacă e o ocazie să pentru companie de România să lucreze cu startup-uri locale, sigur ar trebui încurajat acest lucru. Vreau să, apropo de modul în care ați în care lucrați și modul în care se digitalizează astfel de fabrici de producție. Cum se vede automatizarea aceasta în cifre? Dincolo de optimizarea unor procese, rafinare, când se trage linia, ce ați observat voi? Acționăm pe două paliere. Unul este, depinde și de obiectivul clientului. Una poate fi, și în general este, creșterea performanței a productivității, deci practic vor să producă mai mult folosind aceleași resurse sau mai puțin. Do more is less, cum spune americanul. Sau al doilea obiectiv poate fi reducerea consumului. E ok cât produc acum, dar vreau să reduc consumurile pentru a-mi putea optimiza resursele și a ajunge niște costuri operaționale mai mici. Noi reușim prin platforma noastră, care are 4 produse, să atacăm și un obiectiv și celălalt. Obiectivele strategice, să spunem, ale clientului. Și cred că trebuie menționate niște cifre. Practic, în funcție de produsul implementat, în funcție de felul în care răspunde și clientul și echipa clientului la ceea ce le oferim, niște rezultate măsurate ar fi, de exemplu, faptul că am reușit în anumite cazuri să creștem producția cu până la 20%, ceea ce este fantastic. Practic, clientul face cu până la 20% mai multe piese în aceleași condiții ca și până acum, doar pentru că au înțeles care sunt problemele lor și au înțeles repede, datorită soluției noastre. Cu altă ocazie am văzut, de exemplu, reducerea cu până la 100% a prelucrării manuale a datelor, ceea ce iarăși este o performanță. De ce? Avem clienți care aveau până la 3 oameni angajați full-time doar să colecteze date și să le compileze prin Excel. Gândește numai salariile lor și ce înseamnă efortul ăsta, pentru că până lângă faptul că ai cu siguranță ai și niște erori de prelucrare, rapoartele astea erau gata peste 2-3 săptămâni din momentul în care se întâmplau lucrurile. Deci deja erau istorie, nu mai erau probleme operaționale curente. Iar oamenii ăștia au putut fi puși în alte zone ale fabricii, să aducă valoare în altă zonă. Alte rezultate ar fi faptul că reușim să optimizăm sau să reducem timpul dedicat, nu știu, unor activități fără valoare adăugată pentru ingineri, pentru manageri, cu până la 50%. Asta înseamnă că odată ce venim cu niște automatizări, cu niște concluzii către ei și le dăm informațiile direct într-o formă facilă pentru ei, e practic pot să aloce timpul câștigat în alte activități core pentru ei. Ar mai fi overall de menționat, pe ansamblu noi am reușit să scădem costurile operaționale ale fabricii, care sunt foarte mari. Deci din cifra de afaceri, în general, costurile operaționale sunt cam 15%. Dacă am reușit să scădem cu 1-2%, este imens. Deci numai că cifrele de afaceri sunt zeci de milioane sau chiar sute de milioane în anumite
cazuri pentru companii. Deci suntem direct într-o zonă, suntem privilegiați cumva pentru că suntem într-o zonă direct productivă, iar rezultatele se văd imediat, din prima lună. Nu venim cu o soluție orizontală de tip ERP, care, lângă faptul că implementarea în sine îți deranjează toată organizația, ai nevoie de resurse, de un proces de învățare lung, și peste vreun an, doi, trai și te concluzi. Vezi dacă te-ai ajutat sau te-ai încurcat. E, noi, din prima lună, la noi e clar, se știe. Am ajutat și, uite, astea sunt rezultate. Astea sunt câteva cifre pe care cei care ne urmăresc sau ne ascultă ar trebui să le rețină. Vreau să mă întorc un pic spre parcursul vostru în momentul de față. Cât de mult din business-ul vostru înseamnă astăzi piața din România și cât înseamnă piața internațională și ce piețe urmăriți în momentul de față pentru extindere? Microfonul care este închis, Raved, așa. În momentul de față, business-ul din România are o ponderea cea mai mare, evident, pentru că în etapa pe care tocmai am închis-o, etapa a fost dedicată scalării în România. Da, România a fost pentru noi punctul de start, am arătat că putem acoperi o piață, că avem clienții, companii locale, cum am spus, cu acționariat local, companii multinaționale, și asta a fost tot parte din strategia noastră, să mergem către filialele companiilor multinaționale, filiale care sunt în România cu 1, 2, 3, de 3 fabrici, și am reușit asta. Următorul pas este extinderea pe alte piețe. Asta este și, să spun așa, obiectivul pe termen scurt și mediu. Inclusiv investiția pe care am luat-o este dedicată acestei extinderi. Începând de anul acesta, avem un birou în Stuttgart, în Germania, și un coleg care se ocupă exclusiv de piața din Germania. Ne uităm la orice țară din Europa, dar focusul rămâne pe zona DACH, Germania, Austria, Elveția, pentru că acolo am în urma unor studii făcute cu colegii de la Sparking Capital, am ajuns la concluzia că este cea mai mare piață pentru noi. Sunt foarte multe companii de producție de nivel mediu, cu nivel de digitalizare destul de scăzut, și care au nevoie și sunt mai nou interesate de industrie 4.0 și cum își pot digitaliza fabricile. Ne uităm ca pas următor sau în paralel, dacă vrei, începem să ne uităm și la piața din US. Avem acolo un partener de vânzare, un reprezentant comercial, și încercăm să arătăm că putem ajunge și în US. Deci, practic, cam pe termen mediu, cam astea sunt planurile. Germania, zona DACH, Europa și US. Evident că ne-am dori la un moment dat să reușim să ridicăm o rundă din US, dacă este posibil. Dar până acolo mai avem un pic. Apropo de rundă, de investiție, aveți alături de voi, cum menționați, Sparking Capital, Fortec, SIF, Transilvania. Cât de dificil, din experiența voastră, deja cu două runde, cât de dificil e să convingi investitorii să se uite spre zona aceasta de industrie 4.0, o zonă în care bănuiesc că mulți nu au foarte multă experiență. Poate au experiență în zona de tehnologie, dar în zona de industrie mai puțin. O întrebare bună, mai ales că lucrurile diferă de la țară la țară chiar. Având acum și experiența celei de-a doua runde și avem deja niște contacte foarte bune și în regiune, și în zona de vest a Europei, dar și în Statele Unite, am văzut abordări diferite. Și cred că cel mai greu a fost, cel puțin până acum, într-adevăr, să convingem investitori români. De ce? Pentru că Industry 4.0 și digitalizarea producției încă nu este mainstream.
Vezi și tu că sunt destule startup-uri care activează în zona de retail, de e-commerce, de fintech și focusul investitorilor este preponderent în zonele pe care le înțeleg sau care, pe de altă parte, și recunoașteți, mișcă altfel din punct de vedere al investițiilor. Deci, cumva în România este foarte complicat pentru că nu există focusul ăsta. Am reușit, datorită cifrelor foarte bune, datorită experienței noastre care a convins și a tracțiunii, de ce nu, pentru că, până la urmă, rezultatele au fost măsura promisiunilor pe care le-am făcut. Pe de altă parte, ne-am dorit tare mult ca în România, de exemplu, să dezvolte cu adevărat, la un moment dat, o comunitate Industry 4.0. E nevoie de asta și, odată cu această comunitate, sperăm ca și investitorii să se uite mai atent către startup-urile și spre inovația care vine odată cu aceste startup-uri. În schimb, la nivel regional și la nivel european, lucrurile sunt puțin altfel, în sensul în care sunt VC-uri chiar dedicate industriei 4.0, care au oameni care vin din industrie și care sunt capabili să evalueze foarte bine un startup. De-abia așteptăm să ajungem și noi ca pas următor, să mai creștem puțin, pentru că toate aceste VC-uri se uită la o tracțiune puțin mai mare, la care sperăm să ajungem rapid. Și aceste VC-uri au un focus foarte clar. De ce? Pentru că Industry 4.0 la nivel internațional este văzut ca un blue ocean. Digitalizarea în fabrici este, nu știu, următorul mecca, probabil. Nu știu cum aș putea să-l menționez și ca să-ți dau niște cifre ca să înțelegi de ce e așa. Numai PIB-ul la nivel european este făcut în proporție cam de 15% de companiile de producție. 15% este foarte mult. Pe de altă parte, un studiu făcut de o mare companie internațională spune că indiferent de mărimea companiei de producție sau de locația ei, în zona operațională în care activăm și noi, peste 70% din procese sunt gestionate în Excel sau pe hârtie, ceea ce este imens. Deci, dacă le pui cap la cap 15%, cât ai gogoașa este făcută de companie de producție și 70% din procese sunt gestionate așa, este imens. Deci este într-adevăr un blue ocean. Chiar așa se referă cam toată lumea care știe despre ce e vorba la Industry 4.0. Și studiul ăsta, să știi că noi îl vedem. Deci mergem în fabrici inclusiv mari, multinaționale și primul contact este ceva de tipul le avem pe toate, le știm pe toate, nu avem nevoie de nimic. Și când avem șansa să ajungem acolo, descoperim realitatea crudă. Sunt echipe întregi care sunt angajate numai să lucreze în Excel, să consolideze date în Excel. Adrian Vead, vreau să, la final acum, vreau să vă rog să transmiteți ce ați vrea ca, așa, ca un rezumat, ca cei care ne urmăresc. Fie că vorbim de investitori, fie că vorbim de oameni care poate au sau cunosc pe cineva care lucrează în industrie, sau poate fondatori de startup-uri, ce ar trebui ei să știe, să țină minte? Cum am spus și mai devreme, să rețină faptul că startup-urile generează inovație și accelerează, te pot ajuta să accelerezi adopția de inovație dacă ai o fabrică, să fie mai deschiși, să lucreze cu startup-uri, să înțeleagă care sunt avantajele și asta putem face o emisiune sau un interviu sau o discuție foarte largă despre care sunt avantajele de a lucra cu un startup care ia bani de la investitori, creează inovație și îl dă către piață, dă inovația către piață pe banii investitorilor și pe efortul echipelor proprii și pe know-how. Aici este important de înțeles și să fie deschiși la nou, la tehnologie, să testeze, pentru că ăsta este viitorul. Cu cât amâni, și asta este o altă problemă foarte clar identificată, amânarea adoptării sau transformării digitale îți va aduce întotdeauna pierderi. Poate în anumite cazuri au mai existat în alte industrii, au ieșit de pe piață complet
companii care au fost lideri de piață la un anumit moment. Eu aș adăuga faptul că, cel puțin pentru piața românească, mi-aș dori o comunitate mai puternică de startup-uri în special și de experți care să poată ajuta startup-urile să crească și o implicare mai mare a companiilor în tot ecosistemul ăsta. Pentru că, indiferent cât de frumoase sunt evenimentele și articole care se scriu despre startup-uri, fără implicarea clienților activă în toată povestea asta nu se va întâmpla nimic. Și există o groază de companii românești, nu numai în producție, și în alte domenii, care ar avea și bugetele și potențialul de a se implica în creșterea ecosistemului de startup-uri din România. Știi, ne lăudăm cu IT-știi din România, dar cred că e puțin o poveste înșelătoare asta. Marea lor majoritate, dacă te uiți în topul ANIS al firmelor de IT din România, sunt firme străine, care nu livrează efectiv pentru România. România încă nu este o piață de IT real, nu are o piață de IT. Și asta se va întâmpla doar cu ajutorul companiilor românești care vor să se implice în dezvoltarea și în creșterea capitalului local. Pentru că despre asta vorbim. Companiile locale trebuie ajutate, startup-urile ca noi trebuie ajutate și de-abia după asta putem vorbi și de o piață de IT și de companii inovatoare, pentru că inovația noastră ajută inovația clienților noștri și îi ajută concret în acțiunile lor de piață extern. Mă uit la Polonia, de exemplu, care a devenit o putere economică regională. De ce? Pentru că se ajută între ei, au reușit să creeze un ecosistem puternic. Mi-aș dori tare mult să-l văd și la nivel local. Adrian Vrad, vă mulțumesc tare mult pentru detalii și vă urez mult succes. Să ne auzim și peste 6 luni, peste 12 luni, să povestim despre cum ați crescut și unele provocări să-și fi găsit și răspuns. Îți mulțumim tare mult! Vă mulțumesc și celor care ne-ați urmărit și sper că i-ați ascultat pe Adrian Dima și pe Vrad Cazan și dacă sunteți interesați, puteți pur și simplu să-i contactați pentru a afla mai multe. Fie că vorbim de investitori, fie că vorbim de startup-uri, fie că lucrați în industrie, vorba aceea, încercăm să creăm conexiune aici, așa că încercăm să nu ne batem gura degeaba. Eu am fost Vlad Andriescu, vă mulțumesc tare mult că ne-ați urmărit. O zi bună!